Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la microfonul Media Sud, din nou din sala sporturilor din Alexandria. Vă salută Bogdan Cotruță și vă dă întâlnire în direct aici pe postul nostru de televiziune la cel de-al treilea și ultimul meci din această zi, prima zi a campionatului național de fotbal feminin în sala Under 15, ultimul meci al formației noastre, Universitatea Alexandria. Primul șut spre spațiul porții expediat de Iulia Săvescu, a intrat din nou foarte bine în partidă Iulia Săvescu. Meciul a început abrupt, dragi prieteni. Universitatea Alexandria dă piept astăzi la această oră cu Viitorul Buzău, formație care a reușit o primă victorie, meciul contra celor de la Real Craiova. O nouă fază de poartă la buturile Viitorului Buzău a fost Ionela Streche de data aceasta. Iulia Săvescu, jocul este foarte alert și nu ne permite nici măcar trecerea în revistă a echipelor. Dragi prieteni, Viitorul Buzău, așadar, Maria Popa în poartă, atenție la micuța Maria Popa în poarta celor de la Viitorul Buzău. Este jucătoare de câmp la bază și o jucătoare foarte tehnică, ne-a oferit faze de real spectacol în meciul pe care echipa sa l-a disputat contra celor de la Real Craiova. Nu avem însă prea multe momente de respiro. Maria Popa, așadar, numărul 10, portăriță. Iulia Roman, numărul 14, Livia Isac, 11, Oana Negrea, 17, Dana Olteanu, cu numărul 7, 16, Cristina Olteanu, numărul 3, dragi prieteni, antrenor Marius Mușceleanu la Viitorul Buzău. Viitorul Buzău, echipa care tocmai a avut prima fază de poartă prin numărul 17, Oana Negrea. Posesie în continuare pentru formația din Buzău, care va repune de la margine acum. Da, înalt în careul de 6 metri, iese și respinge cu piciorul portărița Diana Roșu, o portăriță neînvinsă în primele două partide pe care Universitatea Alexandria le-a disputat în prima zi a campionatului național, 0-0 cu CSS Târgoviște și 6-0 contra Real Craiova. Maria Popa, excelent această micuță jucătoare din poarta Viitorului Buzău, de fapt la origine singura jucătoare de fotbal, doar de fotbal, în special fotbal, din componența formației Viitorul Buzău, o formație care a venit aici la Alexandria pentru campionatul național Under 15 cu numai puțin de 4 absențe de marcă, cele mai bune jucătoare absentând. Iulia Săvescu, numărul 10, a început în forță și această partidă. Îi pasează acum Gabrielei Genescu, Iulia Săvescu, excelent pentru Ionela Streche, ratează însă preluarea și a făcut mingea prea lungă și cine credeți că aleargă de partea buzăienilor să execute de la margine? Maria Popa. Da, foarte inteligent a pasat până la Oana Negrea, înalță o lumânare acolo și încearcă seria cu capul Cristina Olteanu. O formație care, după ceea ce am văzut în primul meci contra modestei formații Real din Craiova, n-ar trebui să ne pună probleme, dar totul este posibil în fotbal. Andreea Nica acum iese din apărare și pasează frumos Ionelei Streche, a greșit preluarea aceasta. Și iată un șut frumos acum al Cristinei Olteanu. Viitorul Buzău nu va fi o formație care se va preda ușor. Iulia Săvescu, stop pe pie și întoarcere foarte frumoasă, trece de o adversară pe linia de tușă, da, încă o adversară depășită, pasă în fața porții, acolo se dau lupte grele, respâng printr-un carambol jucătoarele de la Viitorul Buzău. O echipă care a reușit să obțină o victorie în primul meci disputat la această competiție contra celor de la Real Craiova, o echipă modestă sub nivelul general al echipelor care au luat startul aici la Alexandria, la campionatul național de fotbal feminin în sală sub 15 ani. 2-1 a fost atunci cu un gol contestat vehement de banca tehnică a celor de la Real Craiova. Se pare că a fost acolo ceva nu foarte clar, dar până la urmă decizia rămâne a arbitrilor care au validat acel gol, aducând astfel o victorie în dreptul Viitorului din Buzău. Diana Roșu acum cu o aruncare lungă până la Andreea Nica și va fi repunere de la margine pentru Viitorul Buzău, execută Maria Popa. O portăriță mai specială, așa cu multă personalitate, vă spuneam, rolul ei în mod normal nu este acela de a sta între buturi, lipsește titulara de drept a acestui post, mult șubrezită de absențele celor patru jucătoare de bază Viitorul Buzău, au reușit totuși o victorie și după primele momente reușesc să facă onorabil față forcing-ului de început al Universității Alexandria. Andreea Nică se luptă acolo între trei jucătoare care au închis foarte bine culoarul de pătrundere.
Stăm în continuare foarte bine, impunem ritmul partidei. Maria Popa cu o degajare lungă, se respinge foarte bine din partea alexandrincilor. Ionela Streche pentru Iulia Săvescu, deposedată de Livia Isac. Iulia Săvescu cu pieptul pentru Ionela Streche, minge către poartă, Maria Popa prinde acolo. Pot fi speculate tentațiile ofensive ale Mariei Popa. Este o portăriță care de multe ori am văzut asta, meciul contra celor de la Real Craiova, își părăsește poarta lansându-se în incursiuni ofensive de una singură, lăsând practic poarta goală. Câteva cuvinte, dragi prieteni, și despre partida care a precedat această transmisiune în direct. CSS Târgoviște a fost surclasată de puternica formație bucureșteană. Fair Play București s-a impus 7-2, le-a surclasat pe târgoviștenci, asta în ciuda faptului că au jucat cu o jucătoare în minus, s-au impus fără drept de apel, fără să forțeze prea mult. Fair Play Târgoviște și anunță astfel încă după prima zi tentațiile de a câștiga această competiție a zonei de sud din cadrul campionatului național de fotbal feminin în sală Under 15. Foarte puternice bucureștencele s-au impus, vă spuneam, categoric în fața celor de la CSS Târgoviște, o formație care a dat destul de bătăi de cap alexandrencilor în primul meci al acestei zile, atunci când au reușit să remizeze scor 0-0. Maria Popa repune de la margine. Resping jucătoarele noastre, încă o dată Maria Popa și poate acum cu un șut de la distanță o surprinde pe Maria Popa, a ieșit undeva pe la jumătatea terenului, dar chiar dacă Viitorul Buzău, vă spuneam, nu a aliniat cel mai bun lot posibil, cel mai bun 6 de început, opun o rezistență demnă de lăudat contra Alexandrencio și acum Ionela Strechea singură în fața porții reușește să rateze, dacă putem spune așa, a fost o incursiune foarte bună pe partea stângă de atac a Universității Alexandria. Iulia Săvescu acolo s-a debarasat de adversare și a pasat în poziție de singur cu portarul Ionelei Strechea. Aceasta nu a fost atentă și a ratat ocazia deschiderii scorului în această partidă contra celor de la Viitorul Buzău. Diana Roșu va repune acum mingea în joc, Ionela Streiche depășită de această minge. Vă spuneam, prieteni, că din aceste 5 competitoare care au luat startul la întrecerea zonei de sud a campionatului național de fotbal feminin în sală Under 15, Universitatea Alexandria, Ferpe București, Viitorul Buzău, CSS Târgoviște și Real Craiova, primele două clasate merg mai departe, se joacă în sistem fiecare cu fiecare, iar primele două clasate merg mai departe în faza finală a competiției care va avea loc în luna martie anului viitor, rămânând la latitudinea Federației Române de Fotbal să stabilească locația fazei finale. Avem și un turneu al zonei de nord, dacă noi transmitem meciurile din zona de sud, există și un turneu al zonei de nord, dar să o lăsăm acum pe Iulia Săvescu. Da, drept în brațele Mariei Popa, Iulia Săvescu rămâne cea mai periculoasă jucătoare din tabăra alexandrencilor, a avut câteva incursiuni pe partea stângă a direcției de atac. Să vedem acum cu un șut, ratează ținta, foarte bine a gândit această fază Iulia Săvescu, se vede că are stofă de fotbalistă această tânără jucătoare. Vă spuneam că dacă la Alexandria avem 5 echipe care se întrec pentru cele două locuri din faza finală a turneului național de fotbal feminin Under 15, la Baia Mare avem alte 5 echipe care își dispută dreptul de a participa în luna martie la faza finală a turneului național: Vasas, Femina, Odorheiu Secuiesc, Independența, Baia Mare, FCM Târgu Mureș, Olimpia, Cluj-Napoca și Navob Iași. Sunt cele 5 echipe care luptă și ele la Baia Mare de data aceasta în cadrul competiției rezervată echipelor din regiunea de nord a țării pentru cele două locuri care le dau dreptul să participe în luna martie anul viitor la turneul final. Ne întoarcem la meciul de astăzi, dragi prieteni, Universitatea Alexandria, Viitorul Buzău în continuare 0-0. Buzoiencele reușesc să ofere o replică consistentă, o replică pe măsură forcing-ului alexandrencelor. Acestea trebuie să fie însă atente și la tactică, pentru că, spre exemplu, vă spuneam de portărița Maria Popa, stă foarte avansată, ieșită din poartă și oricând poate fi surprinsă cu o minge lungă.
Patricia Așderu până la Iulia Săvescu, 1-1 cu o jucătoare de la Viitorul Buzău, Cristina Olteanu a reușit să o blocheze acolo pe Iulia Săvescu și foarte bună centrală a Iuliei Săvescu. Patricia Așderu a ratat însă mingea și au scăpat și de data aceasta buzoencele. Diana Roșu acum lung până la Iulia Săvescu, motorul echipei, playmakerul și cea mai bună marcatoare de până acum, 4 reușite contra celor de la Real Craiova în dreptul Iuliei Săvescu, această Canigia de la Alexandria, celelalte 2 reușite semnate de Ionela Streche. Maria Popa acum în blocajul Patriciei Șderu și iată ceea ce vă spuneam se poate întâmpla, dar inexact de data asta. Iulia Săvescu a ales o execuție tehnică pretențioasă și neadecvată pentru această situație. Trebuia acolo un lat, o boltă lentă peste portărița, a ieșit mult din poartă, a încercat un șut cu șiretul în forță și mingea a trecut mult pe lângă poarta apărată cu intermitențe, trebuie să spunem, de Maria Popa. Gabriela Genescu acum repune pentru Universitatea Alexandria. Stau sus în pressing buzoiencele, stau bine în teren, nu renunță la luptă. Dacă antrenorul Marius Mușceleanu, antrenorul de la Viitorul Buzău, nu-și făcea prea multe speranțe în privința calificării, iată că jucătoarele sale însă nu vor să se predea, vor să-și vândă pielea cât mai scump și de ce nu l-au, adică în funcție de conjunctură, să prindă un loc calificant la turneul final din luna martie. Au intrat determinant și în meciul contra celor de la Real Craiova, au intrat foarte bine în joc și împotriva alexandrencilor, una dintre echipele favorite ale acestei competiții. Și iată un șut frumos acum al numărului 14 din întoarcere, a fost Iulia Roman, a reținut însă Diana Roșu foarte bine, o portăriță neînvinsă după 2 meciuri până acum Diana Roșu. Iulia Săvescu acum, dar greșește preluarea de carul nostru și mingea se scurge în au de poartă, va repune Maria Popa. Da, sare la cap acolo Iulia Roman și ea prin planul jucătoare noastre, puternice și foarte bine clădite din punct de vedere fizic, jucătoarele de la Viitorul Buzău sunt probabil jucătoare într-o echipă de volei acum improvizată în formație de fotbal, provin de la o școală sportivă buzoiencele, au mai multe secții acolo, sportul rege nu este tocmai rege în privința ierarhiei la această școală din Buzău. Vă spuneam că lipsesc și 4 jucătoare din lotul de bază al celor de la Viitorul Buzău. Cu toate acestea, echipa nu se mișcă absolut de rău. Iată acum pe Diana Roșu reușind să respingă torpila micuței Maria Popa, expediată de undeva de dincolo de marginea terenului. Iulia Săvescu până la Patriția Șderu, se debarasează foarte bine, dar revin foarte insistente apărătoarele de la Viitorul Buzău, reușesc să se dubleze foarte bine și să țină pericolul departe de poarta Mariei Popa. Meciul este unul foarte încrâncenat. Alexandrencele, chiar dacă și-au impus ritmul și domină această partidă, nu reușesc să concretizeze pe tabela de marcaj. Mai mult decât atât, nu au avut foarte multe faze clare de poartă. Poate acum Iulia Săvescu se încurcă de data aceasta de carul nostru, dar reușește să strecoare mingea acolo și aproape de a fi accidentată camera care asigură această transmisiune. Am scăpat cu fața curată. Iulia Săvescu repune de la margine. Foarte frumos Andreea Nica, a gândit foarte bine noarul nostru, dar au de jucat aceste planuri buzoiencele. Diana Roșu arată că știe, are și tehnică. Foarte bun jocul de picioare al Dianei Roșu. Iulia Roman acum pentru Viitorul Buzău, a încercat o deschidere pentru Ana Negrea și intervine Diana Roșu acolo. Foarte multă siguranță, repune repede pentru Andreea Nica, dar intervine jucătoarea cu numărul 16, Dana Olteanu. Repunere de la margine pentru fetele din Alexandria. Andreea Paraschiv, Gabriela Genescu și Andreea Paraschiv acolo pierd mingea în fața Oanei Negrea și iată ce situație se poate crea atunci când nu ești atent. Două jucătoare de la Universitatea Alexandria au pierdut mingea în fața Oanei Negrea și jocul s-a mutat rapid la cealaltă poartă acolo unde Ionela Streche n-a mai putut să pună piciorul la această minge. Da, meci și mai greu decât ne-am fi așteptat, dragi prieteni, acesta contra celor de la Viitorul Buzău.
O echipă care stă foarte bine la capitolul pregătirii fizice, jucătoare foarte atletice, foarte mobile, foarte bătăioase și insistente, stau bine în teren, acoperă bine spațiile de joc și mai ales au foarte multă ambiție, sunt hotărâte să scoată maximum din prezența lor în aceste zile la Alexandria, chiar dacă nu sunt cotate printre favoritele turneului. Au reușit în primul meci contra celor de la Real Craiova, o victorie chinuită, scor 2-1, o victorie care, spunea antrenorul Marius Moșeleanu, nu înseamnă nimic în dezordământul final al competiției, pentru că echipa sa crede că nu are foarte mari șanse, nu se numără printre favorite, dar iată că reușește să opună o rezistență demnă de laude contra celor de la Universitatea Alexandria. Iulia Săvescu acolo s-a luptat foarte bine. Ionela Streche intră în posesia mingii cu capul până la Andreea Nica, dar greșește pasa și Oana Negre aproape de intercepție, fac un pressing teribil buzoiencele, să vedem acum pe Cristina Spătariu, greșește pasa. Da? Național. Iulia Săvescu se pregătește acum să arunce de la margine, să repună de la margine până la Andreea Nica. Gabriela Genescu pierde mingea acolo în fața buzoiencelor, a fost numărul 7, Ionela, Iulia Tudorică, Maria Popa recuperează bine mingea și o repune acum rapid în joc. Nu trag de timp buzoiencele, sunt concentrate pe jocul ofensiv, pe jocul pozitiv, luptă foarte bine acolo și Oana Negrea, acest ghimpe din coasta apărării alexandrene, o lovitură liberă. Și arestează balonul Maria Popa, să sperăm că jucătoarele noastre vor ști să profite de poarta lăsată goală de Maria Popa. Zi din trei jucătoare, excelent atrasă, Heidi Ana repede cu o repunere, să prindem acest moment când Maria Popa își lasă poarta descoperită, nu se grăbește Maria Popa, ea este jucătoare de câmp. Tot timpul are ceva de făcut pe teren Maria Popa. Poate că aici putem să punctăm prima oară și poate de ce nu decisiv la acest capitol al instabilității porții. Dar până acum nu i-am dat prea mari de cap portăriței improvizate Maria Popa. Diana Roșu până la Iulia Săvescu. Andreea Nica. Și iată o recuperare a buzoiencelor acolo prin numărul 17, excelentă, Oana Negre a speculat o nesincronizare în apărarea alexandrencelor și a pus-o la grea încercare pe Diana Roșu. Da, și va fi repunere de la colțul terenului, momente de dominare a fetelor de la Viitorul Buzău, alexandrencele nu se mai regăsesc, nu mai reușesc să închege jocul la mijlocul terenului, au lăsat inițiativa în sarcina celor de la Viitorul Buzău și acest lucru se vede. Diana Roșu resimte cel mai bine această presiune a buzoiencelor și iată venind în apărare, greșește însă Ionela Streche, acum reușește să treacă de o jucătoare, încă una se dublează foarte bine, mingea este pe lângă poartă însă, dar nu a avut susținere acolo jucătoarea cu numărul 3, Ionela Streche a luat o acțiune pe cont propriu, s-au dublat foarte bine buzoiencele și au reușit să o scoată în tușă, șutul ei nu a mai prins cadrul porții și a scăpat încă o dată Maria Popa. Andreea Nica în spate până la Andreea Paraschiv, Andreea Nica se întoarce foarte bine, dar a fost obstrucție acolo, obstrucție comisă de Iulia Roman. Foarte puternice jucătoarele de la Viitorul Buzău, cu excepția Oanei Negrea și a portăriței improvizate Maria Popa. Toate jucătoarele au o constituție atletică foarte, foarte puternică pentru grupa lor de vârstă. Bine, fragilitatea nu împiedică pe Oana Negrea să intre, cum se zice, la rupere în limbajul fotbalului mare. Nu se dă înapoi de a intra la sacrificiu. A speculat de câteva ori nesincronizările din apărarea noastră. Iulia Săvescu, excelentă această fază făcută de decarul nostru. Iulia Săvescu cu un șut de la circa 8-9 metri. Nu a prins de data aceasta cadrul porții. A fost o pasă venită acolo de la Andreea Nica, cred. Jucătoare care a făcut puțin cunoștință și cu podeaua sălii sporturilor din Alexandria. Aceeași Andreea Nica venit în apărare până la Ionela Streche. Patricia Jderu acolo comite hands. Din păcate, Patricia Jderu. Mingea se ducea către Ionela Streche. Era o bună oportunitate de a le surprinde pe buzoience.
Da, mai multe bătăi de cap decât ne-am fi așteptat din partea acestei inimoase formații Viitorul Buzău. Și s-a auzit bubuitul mingii pe pielea Patriciei Jderu, care a blocat acolo la sacrificiu degajarea Mariei Popa. Aceeași Maria Popa repune de la margine pentru Viitorul Buzău până la numărul 7, Iulia Tudorica a fost acolo. Andreea Nica, foarte frumoasă această trecere, Patriciei Jderu! Da, mingea căuta vincul, dragi prieteni. Maria Popa este o jucătoare micuță. Dacă mingea ar fi prins cadrul poții, cu siguranță ar fi fost gol pentru Universitatea Alexandria. Și, dragi prieteni, se aude fluierul arbitrilor, 0-0 după prima repriză între Universitatea Alexandria și Viitorul Buzău. Rămâneți în continuare cu Media Sud, rămânem în transmisiune directă cu imagini de aici, de la Sala Sporturilor din Alexandria, pauza meciului, după care în câteva minute ne reîntoarcem pentru repriza a doua. Bun găsit din nou, dragi prieteni, repriza a doua dintre Universitatea Alexandria și Viitorul Buzău începe de la același scor alb, 0-0 după prima repriză, un rezultat destul de surprinzător. Vă spuneam, Viitorul Buzău nu se anunța o echipă care să țină piept, să dea o replică atât de solidă. Una dintre favorite, echipa gazdă, Universitatea Alexandria, s-au schimbat porțile. Universitatea Alexandria va ataca de la stânga la dreapta, de cealaltă parte Viitorul Buzău va ataca de la dreapta la stânga. Ca de obicei, formația noastră echipată în tricouri albe, mâneci roșii, șorturi roșii, jambiere roșii, de cealaltă parte un echipament roșu-albastru, tricouri roșii, șorturi albastre, jambiere albastre de partea Viitorului din Buzău. Iulia Săvescu acum cu o interceptare și cu o foarte bună o acțiune. O încearcă puternic pe Maria Popa, dar recentrarea a fost însă prea lungă, n-a mai putut ajunge Patriciei Jderu. A fost o fază marca Iulia Săvescu, atacantul de clasă de aici, de la Universitatea din Alexandria, de departe cea mai complexă, cea mai valoroasă echipă din lotul Universității Alexandria, cel puțin ținând cont de ceea ce s-a văzut la acest turneu. Iulia Săvescu, aceeași Iulia Săvescu, bară ținută din spate, Iulia Săvescu s-a desprins de adversară, i-a luat fața și a expediat un șut în bara porții apărate de Maria Popa. A scăpat micuța portăriță de la Viitorul Buzău de un gol ca și făcut, dar ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla probabil într-un final. Da, vom repune mingea de la margine, să vedem cine va face acest lucru. Jucătoarea cu numărul 8, Andreea Paraschiv. Până la Andreea Nica. Nu controlează prea bine balonul, dar nici de cealaltă parte jucătoarea cu numărul 11, Livia Isac, a avut și ea o chiflă. Paraschiv până la Iulia Săvescu, se luptă acolo foarte bine Iulia Săvescu. Iulia Săvescu, de la ea se așteaptă multe și în această partidă, arată poftă de joc, arată determinare, are și forță jucătoarea cu numărul 10, Andreea Nica, acum de la Andreea Paraschiv a primit Andreea Nica, încearcă să se întoarcă acolo cu două jucătoare în spate, nu reușește Andreea Nica, dar vom avea totuși repunere de la margine, execută Andreea Paraschiv. Să o vedem pe jucătoarea noastră, Nica, blocaj foarte bun făcut acolo de Cristina Olteanu, mingea se ducea probabil spre gol la această fază, dar sunt apărate și de ceva noroc jucătoarele de la Viitorul Buzău, dar asta spre meritul lor, pentru că au abordat această competiție foarte pozitiv, foarte serios și cu multă ambiție. Da, protejează acolo Oana Negrea, dar degeaba, nu a fost atentă la indicațiile arbitrilor și avem repunere, să grebește jucătoarea noastră și se va relua, nu se va relua repunerea de la margine, va fi repunere pentru Viitorul Buzău. Iată lipsa de concentrare face să avanseze echipa din Buzău. Viitorul Buzău acum
prin numărul 16, Dana Olteanu repune de la margine până în centru careului de 6 metri, excelentă reluarea din prima Cristine Olteanu, acolo pe spate Diana Roșu la post, excelentă faza de atac a celor de la Viitorul Buzău. Andreea Nica acum de cealaltă parte se ciocnește violent de Livia Isaac, foarte puternice jucătoarele de la Viitorul Buzău, și degajarea Mariei Popa la omologul său din această zi, Diana Roșu. Andreea Nica acum ține bine mingea, trece de o jucătoare. Andreea Nica trebuie să paseze. Andreea Nica nu poate de una singură, chiar dacă are o tehnică foarte bună. Iată ceea ce trebuie să se întâmple, se întâmplă, pierde posesia și va fi repunere de la marginea terenului. Tușă pentru Viitorul Buzău, execută Maria Popa, face semn cu echipierelor să avanseze, să vedem. Nu că ar fi stat retrase până acum cele de la Viitorul Buzău. Fac un pressing teribil acolo, două jucătoare mereu în avamposturi, două jucătoare care nu fac economie de efort. Intră la sacrificiu, foarte bătăioase cele de la Viitorul Buzău. Andreea Nica acum poate, acum bun șutul, bună ideea, dar inexactă execuția. Nicio problemă pentru Maria Popa, care recuperează acum mingea și o va repune rapid în joc. Vă spuneam că au fost și apărate de șansă jucătoarele de la Viitorul Buzău, dar spre meritul lor au meritat acest noroc, pentru că au tratat foarte, foarte pozitiv și foarte generos această competiție. Chiar dacă nu au venit neapărat aici cu mari speranțe de calificare, au luat lucrurile foarte în serios, au avut culori și nume de apărat și lucrul acesta se vede. Au 0-0 cu Universitatea Alexandria, acum când suntem cam la jumătatea reprizei a doua, au pus probleme serioase echipei gazdă. Diana Roșu acum, să vedem pe Diana, până la Andreea Nica, dar nu este atent Andreea Nica și vine la recuperare foarte bine Livia Isaac. Repune Andreea Paraschiv de la margine, stau sus în pressing agresiv al buzoiencelor. Oana Negre acolo a recuperat balonul și dă de furca apărării, pasă până la numărul 3 Cristina Olteanu, carambol acolo în careul de 6 metri și intervine Diana Roșu clarificând lucrurile. Iată ce se poate întâmpla dacă nu suntem atenți în apărare, dacă le subestimăm pe jucătoarele de la Viitorul Buzău. Da, au anumite intervenții care arată faptul că sportul lor principal nu este fotbalul. Ridică foarte, foarte sus piciorul jucătoare de la Viitorul Buzău, puternici, au constituții de volebaliste. Andreea Nica acolo se împiedică și dă posibilitatea unui contraatac, dar recuperează Iulia Săvescu. Pasă excelentă până la Patricia Jderu, Patricia greșește, însă retrimiterea către Andreea Nica sau Iulia Săvescu, păcat de această fază, le prinseseră pe buzoience nepregătite. Diana Roșu, repunere rapidă și lungă până la Iulia Săvescu, se întoarce cu preluarea, dar prea lung. Să remarcăm însă efortul făcut și în această partidă de Iulia Săvescu, trage efectiv echipa după ea. Maria Popa acum repune la margine. Respinge Andreea Nica și poate acum, hai Patricia, Iulia, printre două apărătoare este foarte greu, să treci acolo și printre Dana Olteanu și printre Livia Isaac. Iulia Săvescu până la Andreea Nica ratează, însă întâlnirea cu balonul, noarul Alexandrean, și va fi repunere de la margine pentru Viitorul Buzău. Da, au prins tot mai multă încredere fetele de la Viitorul Buzău și asta se vede din atitudinea lor în teren. N-au nimic de pierdut. Andreea Nica trece de Livia Isaac. Andreea Nica, da, și până la urmă respinge apărarea. A fost acolo la post Cristina Olteanu. Nu așa trebuie. Trebuie șuturi de la distanță sau semidistanță sau pase rapide și nu foarte multe, decisive. Șut în blocaj acum al Andrei Paraschiv. Aceeași Andreea Paraschiv face semne acolo, Patricia Jderu, poate acum mingea se scurge agonizant, nu a intervenit Patricia Jderu, dacă ar fi intervenit la balon, probabil că Maria Popa ar fi fost nevoită acum să scoată mingea din plasa propriei porți, se repune mingea în joc. Pe spate a fost acolo Oana Negrea, Andreea Nica,
Andreea Nica talonată puternic de Buzoince. Iulia Săvescu poate ia, poate ia, sigur ia! Iulia Săvescu, dragi prieteni, 1-0 pentru Universitatea Alexandria, care reușește să deschidă scorul contra viitorului Buzău. O echipă dificilă și foarte, foarte arțăgoasă și ambițioasă. Iulia Săvescu trage echipa după ea, vă spuneam, al cincilea gol în această competiție, 1-0 pentru Universitatea Alexandria contra viitorul Buzău, gol marcat de Iulia Săvescu. Și iată ceea ce cu toții așteptam, Maria Popa, jucătoarea cu numărul 10, părăsește poarta de data aceasta în mod oficial, lăsându-i locul Iuliei Roman, să o vedem pe Maria Popa interpretând partitura cu care este obișnuită. De fapt, este jucătoare de câmp, una foarte tehnică, am văzut-o cu câteva acțiuni pe cont propriu, așa, de la o poartă la alta, are foarte, foarte bună tehnică Maria Popa. Da, Patricia Jderu nu este de acord cu inițiativele Mariei Popa pe teren, ceea ce este un lucru foarte bun. Nu trebuie să ne grăbim acum, avem 1-0, Andreea Nica, talonată foarte bine, recuperează Maria Popa. Dă drumul excelent la minge Maria Popa până la Cristina Olteanu, care își prelungește mingea, care ajunge la Diana Roșu. Punere rapidă a balonului în joc, carambol acolo între jucătoarele de la viitorul Buzău și vom avea lovitură de la colțul terenului. Se grăbește Iulia Săvescu pentru a executa această fază fixă. N-ar fi rău un 2-0 acum, ar mai liniști spiritele. Patricia Jderu ratează încă o întâlnire cu balonul. Atât trebuia să facă Patricia Jderu, să pună latul și mingea s-ar fi dus 99% în poartă. Nu-i nimic, rămâne sus în pressing Patricia Jderu. Acolo trebuie să rămână, să taie din fașe inițiativele de atac ale buzoiencelor. Iulia Săvescu la recuperare, excelent, Andreea Popa. Andreea Nica, mă scuzați, se lupta cu Maria Popa acolo și am făcut un nume din numele celor două jucătoare, am făcut un singur nume. Maria Popa acum cu un șut de la semidistanță pe lângă poarta Dianei Roșu și se arată corner, mingea a fost atinsă de o alexandreancă. Și iată că buzoiencele se întorc în atac, o fază fixă, periculoasă, execută numărul 17, Oana Negrea, până la Maria Popa, talonată acolo de Andreea Nica. Foarte bine, Andreea Nica, foarte bine. Trebuie dat drumul repede la minge. Iulia Săvescu scapă mingea de data aceasta de carul nostru și va fi repunere de la margine pentru viitorul Buzău. Pressing al Iuliei Săvescu și al Patriciei Jderu. Da, Andreea Nica. Iulia Săvescu. Da, iată, sunt execuții care arată că principalul sport al buzoiencilor nu este fotbalul. Livia Isac a ratat această intervenție și iată, acum cu puțin noroc era să mai asistăm la golul 2 al Universității Alexandria. Este doar lovitură de la colțul terenului, Iulia Săvescu. Dana Olteanu face acolo zid, încearcă să o incomodeze pe Iulia Săvescu. Scurt, dar intervine Dana Olteanu. Nu știu dacă respectă Dana Olteanu distanța regulamentară, dar mă rog, dacă arbitrii permit, nicio problemă. Repunere de la margine, acum Andreea Nica singur cu portarul, ratează, incredibil, Andreea Nica. Iulia Roman ar fi fost în mod normal învinsă din acea fază, dar a reușit să păstreze scorul doar la 1-0. Andreea Nica a ratat acolo desprinderea pe tabela de marcaj, șut inexact. Andreea Paraschiv urcată în sprijinul atacului, a ratat șutul. Trebuie siguranță în apărare, meciurile se câștigă în astfel de situații cu apărarea. Avem 1-0 și în mod normal ar trebui să ne adjudecăm victoria. Da, a greșit Maria Popa, repunerea de la margine și mingea revine alexandrencelor. Trebuie mult calm acum, trebuie păstrată posesia balonului și trebuie încercate șuturile, cât mai mult șuturile în anumite situații când te eliberezi și dacă s-ar putea să mai reducem din ratări, n-ar fi rău. Foarte multe ratări în contrul Alexandriei. Diana Roșu acum aruncă dincolo de centrul terenului, căuta pe Iulia Săvescu, este acolo și Patricia Jderu.
dar jocul se mută rapid de la o poartă la alta. Este repunere de la margine pentru Viitorul Buzău, repunere de la colțul terenului. Se strigă atenție de pe banca tehnică a Universității Alexandrei, atenție așadar. Da, Iulia Săvescu este într-adevăr atentă, dar nu are cu cine combina, rămâne singură pe contraatac. Iulia Săvescu reușește într-un final să fie blocată. Tot ea vrea să repună de la margine, repune de la margine, Andreea Nica, hai Andreea, respinge foarte bine Iulia Roman, Patricia Jderu și 2-0, dragi prieteni. Patricia Jderu liniștește spiritele aici în sala sporturilor din Alexandria, Universitatea Alexandria 2, Viitorul Buzău 0. Ceea ce era normal să se întâmple, se întâmplă mai târziu și mai greu decât ne-am fi așteptat. Ne-au dat emoții fetele noastre, dar până la urmă au reușit să capete pe tabela de marcaj un avantaj destul de consistent. Nu este însă nimic câștigat, trebuie luptat până în ultima secundă, pentru că buzoiencele nu vor renunța cu siguranță la luptă, ceea ce nici nu fac, iată. Au venit aici să joace fotbal și chiar asta fac. O echipă lăudabilă aceasta de la Viitorul Buzău. Diana Roșu acum va repune pentru Universitatea Alexandria. O caută pe Iulia Săvescu. Se întoarce foarte bine cu o jucătoare în spate, Iulia Săvescu, dar mingea trece. Urmărește acolo Patricia Jderu, dar mingea a fost prea puternică. Va fi repunerea portarului. Da, nu se mai înghesuie nici buzoiencele acum. Este 2-0, câteva minute până la finalul partidei de aici din sala sporturilor din Alexandria. Iulia Roman va repune acum Maria Popa. Maria Popa are tehnică, Maria Popa, ce-i drept, dar nici ea nu are prea multă viziune în joc. Patricia Jderu a fost faultată, Iulia Săvescu se grăbește, o sprijină Andreea Nica. Da, printre două jucătoare în general este foarte greu. Da, a fost o încercare a Oanei Negrea de a surprinde apărarea alexandrencilor. Nu a ținut schema. Iulia Săvescu acum, excelent Iulia Săvescu, excelentă acțiunea de atac semnată Iulia Săvescu, dragi prieteni, una dintre cele mai valoroase jucătoare, cele mai valoroase jucătoare ale turneului de aici, de la Alexandria, jucătoarea noastră, deja și-a depus candidatura pentru MVP-ul acestei competiții și iată o execuție tehnică foarte frumoasă. Patricia Jderu trimite cu călcâiul, explică artificiul ei tehnic, nu puteam altfel, a fost bine și frumos și așa, păcat că nu a fost gol. Patricia Jderu acum resping la siguranță buzoiencele, Dana Olteanu acolo nu face rabat de la siguranță, lasă la o parte orice artificiu estetic și trimite departe, îndepărtând pericolul de poartă apărată de Iulia Roman. Andreea Nica urmărește acest balon, nu mai ajunge însă din păcate jucătoarea noastră și va fi repunere de la margine prin Dana Olteanu. Dana Olteanu greșește și recuperează Iulia Săvescu. Hai Iulia, trece de o jucătoare de Livia Isaac, Iulia în portărița Iulia Roman, incredibil cât ratăm. În mod normal trebuia să fie 4-5-0 acum și am fi avut un meci relaxat. Dar buzoiencele sunt în atac, ceea ce vă spuneam se întâmplă. Cristina Olteanu nu renunță la luptă. Viitorul Buzău a venit aici să joace fotbal, ceea ce este un lucru demn de lăudat. Nu au speranțe la calificare, dar fotbal joacă, ce-i drept. Andreea Nica acum, cu spatele la poartă. Andreea Nica talonată de Maria Popa. Andreea Nica se încurcă cu Andreea Paraschiv. Maria Popa speculează acolo și încearcă să ia o acțiune pe complu, însă intervine Ionela Streche, foarte bine Ionela Streche, până la Patricia Jderu, dar pierde prin planul și primește și o lovitură în plină figură Patricia Jderu. Dana Olteanu a intervenit acolo foarte dezordonat la jucătoarea noastră, Patricia Jderu, o intervenție dezordonată a jucătoarei de la Viitorul Buzău. Se vede că fotbalul nu este sportul lor principal, au o anumită dinamică a corpului, a mâinilor, care arată că joacă fotbal din plăcere, ceea ce e un lucru foarte bun, dar nu fotbalul este sportul lor principal. Ionela Streche o căuta pe Patricia Jderu. Mingea la Iulia Roman, până la Maria Popa și fluier final, dragi prieteni.
2-0 pentru Universitatea Alexandria, un egal și două victorii în prima zi a competiției de aici din sala sporturilor din Alexandria pentru Universitatea, formația gazdă, formația locală. O piramidă mică acolo a bucuriei la centrul terenului. Se fericite jucătoarele noastre, au toate motivele să o facă, au șanse reale la calificare la faza finală a turneului din luna martie 2013. Dragi prieteni, seria transmisiunilor noastre în direct de astăzi se termină. Ne dăm întâlnire pentru mâine, duminică, 16 decembrie, pentru a doua zi a campionatului național de fotbal feminin în sală Under 15, când vom transmite de asemenea 3 meciuri. Până atunci, toate cele bune, sunt Bogdan Cotruță, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim mâine cu noi transmisiuni de aici, de la Sala Sporturilor din Alexandria. Rămâneți pe Media Sud, la revedere!